La inițiativa cunoscutei jurnaliste Cristiana Bortaș, retrasă pe meleagurile de la stejarul Ion Creangă, primăria comunei, sprijinită de o serie de sponsori romașcani, au comandat un bust al scriitorului Cezar Petrescu, realizat de cunoscutul sculptor romașcan Florin Zaharescu, care va fi dezvelit în ziua de 1 decembrie, data de naștere a marelui scriitor, în curtea școlii din Averești. Cu aceeași ocazie va fi lansată și cartea jurnalistei intitulată Pe urmele lui Cezar Petrescu în Județul Neamț, rod al cercetării unor arhive timp de 9 luni. Începând cu ore 12 la stejarul Ion Creangă, în curtea școlii care se cheamă Cezar Petrescu, acolo unde vom dezveli un bust în memoria scriitorului și o carte pe urmele lui Cezar Petrescu, cea care vrea să reconstituie ceea ce a făcut Cezar Petrescu în Județul Neamț, Roman, stejarul, piatra, dochia, acolo unde a lăsat nu doar urme personale, a lăsat și urme scriitoricești, jurnalistice, pentru noi și pentru viitorime. Cartea se dorește invitație la lectură, iar bustul dezvălit în curtea școlii vrea să se adreseze nu doar locuitorilor, celor care trec pe drumul județean Roman Vaslui, celor care fac excursii sau studii literare, încât să putem prețui pe cei care au fost, pe cei care au făcut, mult sau mai puțin contestați, deoarece despre Cezar Petrescu se spune că a scris foarte mult, dar nu întotdeauna de calitate. Dar ceea ce a făcut a fost să renască literatura română, să-i dea o altă cotitură, să-i dea o altă valoare, să invite lectorul la o literatură care poate fi și scenografie de film, și literatură modernă, și ceea ce invită pentru copii lectură distractivă sau amuzantă. Demersul jurnalistei și al conducerii primăriei Ion Creangă este legat de necesitatea reconsiderării marilor valori culturale moștenite de la generațiile anterioare, care trebuie aduse la cunoștința actualelor generații. Ziua de 1 decembrie a fost aleasă ca zi de dezvelire a bustului scriitorului Cezar Petrescu, fiind și ziua în care marele scriitor a văzut lumina zilei. Demersul este și un îndemn al jurnalistei la unitatea acestui popor atât de dezbinat în ultimul deceniu. Pentru 1 decembrie la stejarul Ion Creangă este dorința de a ne reconsidera valorile, de a ne reconsidera rădăcinele, de a avea niște repere. Dacă nu vrem într-o viață de om să fim ca cineva sau cumva, nu vom putea fi niciodată altfel decât urme dâre pe lumea asta. Vreau să fim mai mult decât arhivari ai unor personalități sau memorii sau amintiri, aș vrea să fim doar pasul, trambulina către mai mult și mai bine. Așa se dorește evenimentul de la 1 decembrie la stejarul Ion Creangă. Invitație pentru mai mult și mai bine. Cred că și adulții și copiii pot învăța de la această invitație, pot onora un astfel de gest și se pot reconsidera ca indivizi, ca participanți. Ziua de 1 decembrie nu este întâmplător aleasă pentru acest eveniment. Cezar Petrescu s-a născut la 1 decembrie. Zi care pentru orice român înseamnă, sau ar trebui să însemne, foarte mult. Încărcătura sentimentală, spirituală, istorică, patriotică, să nu ne fie rușine de cuvinte și să încercăm, mai mult ca oricând în astfel de vremuri, să fim și uniți, să căutăm și comori din urma noastră și să și creăm aceste mărgele, cum le-am spus eu, de istorie locală, care să conjuge interesul și mândria pentru a fi și mai bun și mai frumos. Cristiana Bortaș va lansa și volumul intitulat Pe urmele lui Cezar Petrescu în Județul Neamț, demers sprijinit de preotul parohiei Stejaru, Tiberiu Roșu, cunoscut și ca scriitor, postfațatorul cărții Document. Bustul s-a realizat prin susținerea financiară a cunoscutului om de afaceri romașcan Ioan Antoci, director al societății Swing Prod Roman. Parohiei din satul Stejaru, Tiberiu Roșu, este și postfațatorul cărții, cel care m-a încurajat și ori de câte ori am dat de un impediment în documentare, pentru că am lucrat 9 luni la această carte, am trecut prin mai multe arhive, am făcut legătura între fotografii, imagini, povești, legende și documente. Și domnia sa, de fiecare dată când am intrat într-un impas, m-a încurajat să caut mai departe, să perseverez și să nu mă blochez la ușa închisă. Statuia, bustul, da, că nu ne-am permis mai mult, dar măcar atât, ca rememorarea lui Cezar Petrescu, boier de stejarul la vremea aceea, Averești de jos, nu
trebuie neglijată și denumirea istorică de Golani și o să găsiți în carte și justificare la fiecare din denumiri sau porțiuni istorice foarte importante pentru comunitate. Au creat emulație între cei care s-au luptat să facă aici un muzeu Cezar Petrescu. Nu s-a putut. Eu am reușit cu ajutorul domnului Ioan Antoci de la Simprod Roman și cu ajutorul primăriei Ion Creangă să Bustul lui Cezar Petrescu a fost realizat de cunoscutul sculptor romașcan Florin Zaharescu, membru al Uniunii Artiștilor Plastici din România, autor al statuiei lui Roman Mușat din piața cu același nume din Roman, inaugurată în 1992. Florin Zaharescu a realizat și grupul statuar din comuna Săbăuani, care amintește de revolta țăranilor din 1831 împotriva ocupației rusești. Sculptorul este și autorul bustului Viorica Iagarici, inaugurat în 1996 pe peronul gării din Roman în memoria eroinei care a oprit trenul morții. Tot Florin Zaharescu a realizat bustul medicului Fălcoianu, inaugurat în 1997 în fața corpului B al Muzeului de Istorie din Roman. În 2006 a realizat și bustul cronicarului Miron Costin, bustul compozitorului Sergiu Celibidache și al lui George Radu Melidon, amplasat în fața bibliotecii cu același nume. Ceremonia va fi urmată și de un praznic la care vor participa toți locuitorii satului Stejaru, Străvechea și Zare Răzeșească din comuna Ion Creangă.